Mâine, 22 iunie, se va desfășura la Sebeș faza zonală a competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat. Pompierii militari din inspectoratele pentru situații de urgență din 5 județe, printre care și Hunedoara, vor concura pentru a demonstra și evalua excepționalele lor competențe în intervenții rapide. Ei se vor confrunta cu scenarii complexe și dificile, ce impun utilizarea tehnicilor de descarcerare și acordare a primului ajutor medical calificat. În perioada 22-23 iunie, un echipaj format din 6 salvatori hunedoreni și un însoțitor de lot participă la faza zonală a competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor medical calificat. Concursul se desfășoară în municipiul Sebeș, în parcul Arini, iar pompierii care își vor demonstra maestria în utilizarea tehnicilor de descarcerare și acordare a primului ajutor medical calificat sunt din cadrul ISU Hunedoara, ISU Alba, ISU Arad, ISU Caraș-Severin și ISU Timiș. Evenimentul este deschis publicului, iar competiția se va încheia vineri după amiază printr-o ceremonie solemnă de premiere.